Bun găsit la Gândul Live! Traversăm o perioadă destul de turbulă în care inflația crește de la o zi la alta. Așadar, ce facem cu economiile? Depozitele bancare sunt mai mult spre minus decât spre plus. Puțini sunt cei care își ghidează banii către investiții pe bursă, investiții în aur sau în opere de artă. Așadar, investițiile imobiliare reprezintă în continuare cel mai sigur mod de a ne păstra economiile. Însă cum reușim ca acești bani să și producă pentru noi? Încercăm să aflăm astăzi cât de sigure sunt aceste investiții în imobiliare și cum pot lucra pentru noi banii de la Florin Poștoacă, Sales Manager Nordis Group. Bună ziua și mulțumim tare mult! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație! Cum reușim? Să începem cu sfârșitul. Cum reușim să punem banii să lucreze pentru noi? Noi românii suntem, 96% dintre noi avem proprietatea activelor imobiliare în care locuim. Avem cea mai mare pondere din România. Clar, asta este și cea mai sigură și cunoscută metodă pentru noi pentru a pune banii să producă, să nu stea în depozite bancare, cum ați spus, apropo de dobânzi care se duc deja spre negativ. Este cea mai la îndemână metodă de economisire și până la urmă rămâne și cea mai sigură. De ce este cea mai sigură? Este destul de simplu. Avem un bun fizic pe care îl vedem și care are două valențe de câștig. Una este printr-o închiriere, îmi cumpăr un bun imobil pe care îl pot închiria și mi-aduce un randament. Și mai este și cea de-a doua valență care este la fel de importantă, este aprecierea proprietății în timp. Faptul că eu cumpăr într-un proiect care este în stadiu de dezvoltare sau chiar dacă este finalizat, pe măsură ce timpul trece, cererea va fi din ce în ce mai mare și automat și aprecierea proprietății în timp îmi va garanta un venit în cazul unei revânzări. În condițiile în care vorbim de imobile de lux, se schimbă într-un fel sau altul modul de investiție? Este diferit și aici, fiecare target de imobile, fiecare are cumpărătorul lui. Când discutăm de imobile premium, imobile de lux, automat oamenii, cei care investesc, în general nu merg pe achiziții prin finanțare, prin credite bancare. De obicei sunt cei care au depus, care au strâns economiile și pe măsură ce strângem economiile nu le putem ține în bancă pentru că nici măcar partea de inflație nici pe departe nu ne acoperă. Și așadar, când avem strânse economiile, vedem ce putem să facem cu ele, unde putem să investim, ce ne aduce siguranță, ce ne aduce un câștig, pentru că și întotdeauna există o pondere între câștigul pe care îl pot face și riscul pe care mi-l asum. De asta cumva investițiile imobiliare sunt cele mai sigure pentru că, ok, și randamentele sunt 7, 10, 15%, mai mici decât, să spunem, cripto, dar acolo este foarte volatil. Pe când aici un bun imobiliar îl văd, este al meu, îl pot închiria mai departe, îl pot vinde și automat îmi iau un randament mai mic, dar și un grad de risc mult, mult mai mic comparativ cu orice alte metode de investiție. Nordis este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața imobililor de lux. De ce am alege Nordis și nu altceva? Este un model de business la care noi am lucrat foarte mult. Noi avem business-ul din 2008, dar pe măsură ce am avansat, am adus în câteva modele unice pe piața din România. Întotdeauna când discutăm de investiție, o achiziție sau orice altceva, ne atrag mai mult cele care sunt unice, pentru că aceea își păstrează și mai bine valoarea în timp, îi crește valoarea în timp și de asemenea îl putem închiria și mai ușor. Modelul nostru de business are două valențe unice în România foarte importante. Unul este că conceptul pe care noi l-am introdus se numește cumpără o cameră de hotel, deci practic noi cumpărăm o unitate pe care noi o operăm mai departe în hotelul nostru de 5 stele, iar proprietarul primește anual un randament de 7% care se transformă sub formă de chirie și o primește lunar în cont. Pe lângă acest aspect mai oferim și o vacanță de 7 zile în fiecare an în proprietatea pe care o avem achiziționată la Nordis. Acesta este un model de investiție foarte sigur, foarte apreciat. La Mamaia am vândut peste 90% din unitățile pe care le avem disponibile camere de hotel și este un produs foarte apreciat de cumpărătorii români. Pe lângă această variantă de investire care îmi produce un randament sigur, noi avem și varianta de apartamente de vacanță, dar apartamente de vacanță nu simple cum găsim pe oriunde, ci sunt apartamente de vacanță cu toate facilitățile unui hotel de 5 stele. Faptul că toate ansamblele noastre sunt și hotel și rezidențial, ne asigură că dacă eu am o proprietate în partea de rezidențial, am și toate facilitățile de unui hotel de 5 stele. Ce mi-asigură asta? Mi-o asigură foarte multe lucruri. În primul rând, pentru mine, pe partea de investiție, mi va asigura o valoare foarte bună în timp, mi-asigură un venit foarte bun dacă prefer să o închiriez Pentru turiști, întotdeauna zonele turistice aduc un randament mult mai bun decât un rezidențial clasic în orașele mari. Și de asemenea, pe lângă toate aceste aspecte, am și bucuria de a mă bucura și de a-mi petrece vacanțele mele în propriul apartament, dar cu facilitățile unui de hotel de 5 stele. De asta o proprietate în oricare din ansamblurile noastre îmi aduce pe lângă două surse de venit, care este chiria, aprecierea valorii în timp, mai asigură și o bucurie, vacanța pe care o pot petrece acolo, familia, prietenii, partenerii de business. Deci, practic, printr-o investiție satisfac și partea de am securiza economiile de inflație și de dobânda negativă, mi-asigură un randament bun, dar mă bucur și eu de bunul acesta pe care nicio altă metodă de economisire sau de investiție nu oferă, nu avem cum. Nu putem să mergem într-o acțiune și să stăm să ne bucurăm de vacanțe la Mamaia, Sinaia sau Brașov. Clientul dumneavoastră, dacă tot are bani, vrea să știe că investește și câștigă, dar cum îl convingeți? Îi arătați machetele pe care le vedem și noi aici. Dar altfel, să vadă la fața locului, se poate? Cu siguranță. Avem birouri deschise la proiectul nostru din Mamaia, care este și cel mai mare. Acolo avem prima etapă deja finalizată în proporție de 90%. De foarte multe ori, după o întâlnire în care avem discuțiile, ceea ce reprezintă proiectele noastre, ce s-ar potrivi clientului nostru, cei mai mulți aleg să meargă la Mamaia să vadă efectiv ce am făcut noi acolo, să vadă standardul pe care le avem, să vadă facilitățile pe care le-am făcut, merg la fața locului și poate să-și aleagă o unitate din ce a mai rămas disponibil. De asemenea, noi anul trecut, în decembrie, am mai deschis un birou de vânzări pentru proiectul din Sinaia, unde la fel și acolo cumpărătorii noștri pot să meargă, la fel și în Brașov, noi avem toate șantierele active. Deci la oricare din proiectele noastre, cumpărătorii pot să meargă să vadă, în primul rând, ceea ce ne-a atras pe noi la terenurile acelea, la proiectele acelea. Că întotdeauna succesul unui proiect, care în primul rând este pentru noi, dar și pentru cumpărătorii noștri, este locația. Noi am fost foarte atenți întotdeauna înainte de a cumpăra și de a demara un proiect, unde este situat acesta. Am ales cele mai bune zone turistice din România, respectiv Mamaia Nord, Sinaia, Brașov, care sunt locații de top și care acestea sunt consacrate pentru piața de turism din România. Doar clienți români sau și clienți din străinătate? Sau investitori? Investitori, dar și cumpărători și investitori. Avem, cred că, o proporție de 95% români, iar diferența este de 5% sunt străini, dar sunt străini care sunt destul de acomodați cu România. Noi acum, prin campania pe care am avut-o în decembrie, România Now și alte campanii pe care le vom lansa, vrem să creștem foarte mult imaginea României în afară, tocmai pentru a mări acest grad de cumpărători pe care îi putem atrage și din afară. Din studiile noastre, ce am văzut până acum, avem foarte mult de lucrat România, la imaginea României, la ceea ce reprezintă România de fapt, ce posibilități oferă România, cât de frumoasă este țara noastră pe partea de turism, cât de multe lucruri avem de arătat, dar trebuie de acum încolo cu toții, nu doar Nordis prin campaniile, ci România în general, antreprenorii în general, trebuie să arătăm străinilor că România este cu totul altceva decât ce au știut ei până acum prin diverse știri la televizor. Cât de mult v-a ajutat reducerea cotei TVA la 5%? A fost un pas foarte bun. Anul acesta, în ianuarie, am simțit o creștere a vânzărilor pentru că noi eram deja din decembrie, de când era în discuție noua cotă de TVA, erau foarte mulți care așteptau. În special noi avem studiouri care oricum se încadrau pe vechiul plafon, la Mamaia se încadrau pe vechiul plafon și nu a fost o situație să aștepte, dar pentru unitățile mai mari, de 2 camere, avem o listă de așteptare, tocmai de așteptau intrarea în vigoare a noului plafon. Iar în ianuarie cred că am simțit undeva o creștere de cu 30% doar pe partea de plafon mărit pe noua cotă de 700.000 de lei de TVA, pentru TVA-ul de 5%. Haideți să vorbim un pic de modelul de business. Un model de business dintr-o clasă premium și dintr-un hotel, dintr-un resort exclusivist, 5 stele. Cum îl traducem pentru cel care ar dori să investească, să-și cumpere un apartament acolo? Modelul de business este unul foarte atractiv prin faptul că, ce vă spuneam înainte, avem partea de hotel de 5 stele și imediat lângă avem și partea de rezidențial, ceea ce asta este un, să zicem, un standard în alte țări destul de avansate. Când ai toate facilitățile acolo, practic valoarea bonului tău este mult mai mare. Fie că locuiești acolo, fie că mergi în vacanță sau că vrei să-l închiriezi. Automat chiria pe care o primești este mai mare și valoarea de revânzare este mai mare. Ce înseamnă asta? Prin ce traducem pentru fiecare dintre noi? Păi am cele mai multe facilități pe care le avem de pe litoral. Discutăm acum de Nordis Mamaia. Avem cel mai mare spa din Constanța, care presupune 5 zone de piscine, presupune zone de terapii, de masaje. Apoi este extinsă cu 9 restaurante și cafenele. Este extinsă cu o zonă de cinematograf VIP, cu o zonă de sell corporate, cu o zonă de galerie comercială premium, cu o zonă de recepție și o cafenea foarte frumoasă. Noi din ce am văzut cam prin ce este în România acum, cred că suntem top pe ce înseamnă hotel de 5 stele în momentul de față. Și sunt toate facilitățile pe care noi le-am gândit acolo, astfel încât orice sejură le am, fie că stau la hotel, fie că stau în apartamentul meu de vacanță, să mă simt într-adevăr de 5 stele. Prima etapă pe care noi am dezvoltat-o și la care a fost foarte mult de lucru a fost partea de facilități, ceva ce nu s-a mai făcut în România și din fericire am reușit să facem asta. Dar a doua parte, după deschiderea hotelului, este ceea ce ne face să ne simțim într-adevăr foarte bine și să avem o vacanță de 5 stele, sunt serviciile și pe care insistăm foarte mult și ne-am creat o echipă foarte bună de management pe partea de hotel cu experiență foarte mare în ce înseamnă 5 stele în afara țării, pentru că am vrut să aducem standardul pe care îl vedem cu toți și am vrut să-l aducem și în România. Și reprezintă un avantaj foarte mare partea de facilități și cum se va simți un turist sau un proprietar când va merge la Nordis Mamaia, la Nordis Sinaia sau la Nordis Brașov. Punem foarte mare atenție pe lângă aceste lucruri pe partea de arhitectură. Avem clădiri și produse unice, tot ce înseamnă partea de Nordis Mamaia. Avem acele balustrade din sticlă curbată care imită valurile mării. A doua etapă vine cu dunele de nisip, tot așa o imitație pe partea de sticlă de balustrade. Sinaia vine cu o super piscină panoramică cu vederea către Valea Prahovei, iar Brașov vine cu o piscină Infinity, la fel cu vedere pe tot ce înseamnă Brașov. Deci partea noastră de model de business implică, în primul rând, că avem hotel și rezidențial și cu toate beneficiile care vin de mai departe. Prin partea de facilități pe care o oferim și cum vor fi acestea operate, mă refer la servicii, dar și prin unicitatea produsului, calitate și unicitatea arhitecturii. Întotdeauna când vom trece pe lângă o clădire Nordis, pe lângă un proiect Nordis, trebuie să-l recunoaștem. Acesta trebuie să fie tot maximul din ce zona în care ne-am dus. Și asta a fost ținta de când am pornit și de când am ales locațiile. Când trec pe lângă o clădire Nordis, trebuie să știu. Aceasta este o clădire Nordis care arată foarte bine la lansare și care va arăta bine și peste 10, 20, 30 de ani, pentru că noi vom fi acolo, vom administra această proprietate, vom menține hotelul și toate aceste lucruri însecurizează nouă, în primul rând cum arată proiectul, dar și investitorilor. Pentru că una este să am un apartament frumos acum, dar peste 20 de ani fațada să nu mai arate la fel de bine și tot așa. Noi ne asigurăm că aceste lucruri nu se întâmplă în niciunul din proiectele Nordis prin administrarea ulterioară a tot ce înseamnă proprietăți și ansamblu. Ce am avea acasă și n-am găsit la Nordis? Sau invers, am găsit la Nordis ceva ce n-am avea acasă? În principiu, ce avem la Nordis este mult mai mult decât acasă. Adică faptul că am un apartament în oricare din locațiile noastre mi-asigură o calitate a locuirii foarte ridicată. Faptul că am facilitățile unui hotel de 5 stele, practic stau în apartamentul meu, am room service, am cleaning, am zone de recepție, am zone de spa, toate la mine acasă. Deci, practic, eu am tot ceea ce ne place când mergem într-o vacanță într-un hotel de 5 stele, dar am avantajul uriaș că este apartamentul meu. Stau în propria mea locuință, dar am toate celelalte facilități. Practic, noi putem spune că extindem tot ceea ce înseamnă o vacanță de 5 stele pentru proprietatea pe care o am. Adică am la mine acasă o vacanță și un hotel de 5 stele prin toate facilitățile pe care le oferim, pentru că noi credem cu tărie că o vacanță de 5 stele sau un apartament premium trebuie să vină cu o lejeritate și fără niciun fel de bătaie de cap. Deci, practic, noi ne-am gândit la tot cercul să-l închidem când merg în oricare din proiectele Nordis Mamaia, fie că sunt proprietar sau turist la hotel, trebuie să nu am nicio bătaie de cap și trebuie să am toate facilitățile și serviciile la cel mai înalt nivel. Practic, când mă duc acolo să fie o bucurie. Mă duc la mine, mă duc după o săptămână de muncă, să spun, lucrăm toată săptămâna și după aia spre weekend mă duc în proprietatea mea și mă bucur și mă duc și voi fi tratat exact ca într-un hotel de 5 stele. Mă duc la spa, mă duc la masaj, mă duc la o terapie, mă duc la o plimbare pe plajă, mergem să mâncăm la un restaurant foarte bun. Toate aceste lucruri, din ce știm noi în România, și am făcut studiile destul de bine, nu există momentul de față. De asta este atât de atractiv modelul nostru de business și de asta am reușit să avem vânzările foarte bune, pentru că asta ne dorim cu toții. Până la urmă nu ne interesează să cumpărăm 4 pereți, 5 pereți, o suprafață, că nu aceea este calitatea locuirii pe care ți-o dorești. Și vrei în primul rând o proprietate frumoasă, vrei să fie luminoasă, vrei să ai o locație foarte bună, dar vrei să faci și ceva după ce o vei cumpăra. Asta înseamnă că toate lucrurile trebuie să le am la mine acasă, trebuie să mă simt foarte bine și trebuie să fiu tratat exact ca într-un hotel de 5 stele. Am avut în 2021 an pandemic. 2022 practic am ieșit din pandemie. Cum ați încheiat 2021 și ce așteptări aveți de la 2022? Anul 2021 a fost cel mai bun pe partea de vânzări, dar și dezvoltare de proiecte pentru noi, pentru Nordis. Am închis un an cu vânzări de peste 80 de milioane de euro. a fost cel mai bun an din istorie, pentru că chiar dacă a fost un an pandemic, până la urmă partea de inflație pe care o vedem cu toții, adică vedem de la zi de zi cât de mult cresc prețurile și faptul că tocmai în pandemie oamenii au economisit și mai mulți bani, au fost restrânse anumite activități pe care le aveam și implicit cheltuieli și oamenii au vrut să investească. Asta însemna că vânzările noastre au crescut, fiecare vrea să securizeze investiția, fiecare vrea să nu piardă din banii pe care i-a depus, fiecare vrea să facă ceva cu munca până la urmă, că dacă am muncit înseamnă că am și niște bani deoparte și nu vreau să pierd un 10% din ei peste un an pentru că nu i-am investit. Și asta ne-a ajutat pe noi odată să creștem foarte mult partea de vânzări către investitori, dar și către oamenii care cumva în perioada de pandemie au redescoperit România. Oricât de ciudat ar fi, așa este. Avem mulți cumpărători care au spus n-am mai fost în Mamaia de 20 de ani, n-am mai fost în anumite locații de foarte mult timp și le redescoperă și dau seama cât de frumos este și cât de mult s-au dezvoltat toate aceste zone. Și după aia vor să-și ia, evident, un apartament, o casă de vacanță pe care să o aibă disponibilă oricând. Anul acesta a început foarte bine, apropo și de cota de TVA și din același motiv, pentru că avem economii foarte multe și oamenii vor să investească. A fost o mică perioadă, câteva zile partea cu războiul, care a fost așa o mică tulburare de care a depășit, pentru că indiferent că este războiul lângă noi sau nu este, inflația este în continuare sus. Banii există în continuare și nevoia de a investi banii nu a dispărut sau nevoia de a-mi cumpăra o casă de vacanță nu a dispărut, pentru că tocmai am ridicat toate restricțiile. Noi anul acesta ne așteptăm să fie un an și mai bun decât anul trecut, pentru că toate lucrurile astea noi credem și de fapt eu cred și văd asta și către prietenii mei sau cei pe care îi cunosc. Odată ce am avut o perioadă lungă de restricții, cred că anul ăsta va fi tocmai un recul. O să spunem, ok, nu mai avem niciun fel de restricție, nu mai avem nimic. Deja datele din turism arată că rezervările anul acesta vor fi cele mai bune din ultimii ani și tot așa. Adică anul 2022 pentru noi și care a început deja și avem cifrele până acum arată că va fi un an mult mai bun decât în 2021. Și poate că și războiul ajută, pentru că multora le este teamă să mai plece din țară. Trecând de asta, să vorbim de dezvoltarea acestor proiecte. Da. Și nu pot să nu încep cu Mamaia, pentru că acolo știu că aveți unul dintre cele mai ambițioase planuri pentru anii următori, Nordis City. Nordis City, da, Nordis City este format din Nordis Mamaia etapa 1 și Nordis Mamaia etapa 2. Etapa 1, care are 120.000 de metri pătrați, am ridicat-o deja. Primele două clădiri sunt finalizate, acum ne pregătim anul acesta să livrăm și celelalte două din spate. 120.000 de metri pătrați poate suna într-un fel, dar dacă facem o comparație, este jumătate din Casa Poporului. Este o suprafață uriașă pe care deja am construit-o, la un nivel de calitate mult peste tot ce este în acea zonă. Iar de anul trecut, din octombrie, ne-am apucat deja de construit etapa a doua. Am terminat prima parte de fundație pentru primele clădiri și acum avansăm în continuare cu construcția. Cu a doua etapă o să ne ducem undeva la 220.000-250.000 de metri pătrați, ceea ce cu siguranță este cel mai mare proiect de pe litoral, cel mai mare resort și cu cele mai multe facilități. Faptul că am dezvoltat un proiect atât de mare, pe lângă toate facilitățile despre care vă spuneam, în etapa 1 o să vină și etapa 2 și cu mai multe facilități. Cea care a fost cea mai atractivă pentru noi a fost sala polivalentă pe care o facem și are 1000 de locuri. Asta ne va asigura un graf foarte bun de ocupare în extrasezon, când noi vom putea face tot felul de evenimente și va atrage automat și turiștii pe litoral. Etapa a doua mai vine și cu o clinică de recuperare medicală, cu care și aceea va atrage destul de mulți turiști, un casino premium, încă o zonă de restaurante. Practic, când Nordis City va fi închis anul viitor spre final, va fi cel mai mare proiect de pe litoral și cu cele mai multe facilități și singurul de 5 stele de genul acesta. Lucrările avansează foarte bine. Prima etapă, v-am spus, cea mai mare parte din ea este deja realizată. A fost un efort foarte mare pe care acum anul acesta îl ducem la bun sfârșit și avansăm foarte bine și cu etapa a doua. La Sinaia am terminat deja și partea de fundație acolo. Acolo este un teren foarte dificil, avem o diferență foarte mare de nivel, dar am de reușit să depășim cea mai importantă etapă, respectiv partea de fundație. Să putem securiza ce înseamnă clădirile și de acum încolo începe partea de lucrări care este mai ușoară. La Nordis Brașov, acum 2 săptămâni am început deja lucrările, ne apucăm și acolo de forat pentru piloții forați. Din ce vă spun cele 3 șantiere, toate sunt realizate pe metode de fundare specială. Fie că discutăm de Mamaia, Sinaia sau Brașov, noi toate clădirile avem pe o fundație de piloți forați, care este cea mai sigură metodă de fundare pentru orice clădire. Iar la Nordis View, proiectul pe care îl avem în București, deja am terminat și acolo partea de subsol și acolo a fost o lucrare specială. Am făcut pereți mulați care să asigure toată incinta că putem săpa la o adâncime foarte mare și acolo lucrările avansează la fel de bine. Deci, practic, noi în momentul de față avem toate șantierele active și se lucrează într-un ritm foarte alert pe toate. Am profitat de faptul că a venit vremea mai bună, acum totuși iarna a fost destul de lejeră și am avansat foarte bine cu toate proiectele. În încheiere, primele 3 ținte pe care doriți, vi le propuneți, vi le-ați asumat pentru 2022. Pentru 2022 vrem să creștem foarte mult vânzările, avem un target de peste 120 de milioane de euro cifră de afaceri anul acesta. Vrem să facem livrările pentru prima etapă Nordis Mamaia și lucrăm foarte intens la lucrul acesta și vrem ca toate celelalte proiecte să fie ridicate cel puțin la nivel de structură anul acesta. Adică avansăm foarte bine pe toate proiectele, să avem vânzări mai multe și să facem și livrările pentru Nordis Mamaia anul acesta. Mulțumim tare mult și sper că cu aceste răspunsuri chiar și cei sceptici vor ști de acum încolo cum să-și investească mai bine, mai cu cap, economiile de care dispun. Iar este un lucru pe care l-am învățat din imobiliare sau, mă rog, din cărțile pe care le mai citesc. Se spune că oricine a făcut bani, ori a făcut din imobiliare, ori a investit din imobiliare. Asta este un lucru clasic pe care cu toții îl știm, că partea de investiții imobiliare este cea mai sigură și mai ales în momente de genul acesta, când inflația este ridicată, când au mai devenit câteva probleme, să spunem, din extern, pe partea de război și altceva, trebuie să ne ducem către metode sigure de investire. Mulțumesc tare mult, Florin Poștoacă, Sales Manager Nordis Group. Iar cu acesta noi punem punct ediției de astăzi, pe care am dedicat-o investițiilor. Până la următoarea noastră întâlnire, numai bine!